puțin 50 de oameni au înghețat marți dimineață la minus 20 de grade Celsius în trenurile de călători care s-au oprit în stația CFR de la Livezeni, din Valea Jiului. A fost o defecțiune la una dintre locomotive, iar până la remedierea acesteia, oamenii au răbdat în frig. Un tren de călători care a plecat dimineață din stația CFR Petroșani s-a oprit la numai câțiva kilometri distanță în stația Livezeni, iar călătorii au așteptat în frig. Au aflat că s-a rupt pantograful și asta în cea mai friguroasă zi din acest an. Din păcate, din cauza defecțiunii și trenul spre Craiova era în același loc, iar călătorii la fel de înghețați. Suntem de 45 de minute opriți și în gara, nu știu, Livezești sau nu știu cum spun asta. Nu ni s-a spus nimic, a spus că s-a rupt, așteaptă druzina, nouă personal. Inadmisibil așa ceva de în 2022 să stăm de 40 de minute la minus 20 de grade să stăm să nu ne ofere absolut nicio informație. E frig în tren? Cum e? Foarte frig, foarte frig și nu ne bagă nimeni în seamă, așteaptă, auzi că n-au personal, personalul cheamă de acasă, deci e inadmisibil ce se întâmplă cu asemenea. Dacă știu că n-au condiții, de ce anulează trenul și ne spune nu mai vă suiți în tren și am învățit și 85 de lei pe bilet. Noi trebuia să fim la ora 10 în Târgu Jiu, 10 fără de 25. Acum uite, e ceasul aproape 9:30 și nu mai sunt. Trebuia să ajungă trenul. Trebuia să ajungă trenul, ce să facem? Asta e. Așteptăm, vedem ce facem. Ori ne pune microbuz, ori ne pune altceva. Ei nu știu unii de alții. Odată spune că s-a defectat locomotiva. După câteva minute, nu, o căzut rețeaua. Păi, măi, dacă tu ca mecanic sau ca de locomotivă, personal, dacă voi nu știți cine, noi călătorii, să știm ce se întâmplă. Înghețăm, înghețăm, e frig, sigur că da. Noaptea a fost minus 20 de grade aici. Ambele trenuri au așteptat 2 ore în stația de la Livezeni, iar până la urmă, de la stația CFR Petroșani, a ajuns o drezină care i-a ajutat pe oameni. Locomotiva trenului 1124 are pantograful rupt. Avem 30 de călători cu destinația spre București. Am trimis o echipă din stația Petroșani un pachet alimentar care conține ceva croissant și un ceai cald. Se va interveni cu o drezină pantograf pentru repararea pantografului de la locomotiva. Da, personalul de Craiova 2082 staționează în Livezeni și va pleca la sectorul trenului 1124. După ce pleacă 1824, la aproximativ 10 minute va pleca. Trenurile s-au pus în mișcare după aproximativ 3 ore, timp în care călătorii au așteptat răbdători în garniturile fără încălzire. În dimineața în care la Petroșani s-a înregistrat un record de temperaturi scăzute, fiind nu mai mult de minus 20 de grade Celsius. Peste 90 de familii au rămas fără apă de când a dat înghețul în zona Văii Jiului. Sunt oameni care au stat în general la case, iar instalațiile au înghețat din cauza temperaturilor care au scăzut sub minus 20 de grade Celsius. Cei de la APASERV au trimis mai multe echipe în teren și spun că asta se întâmplă zilnic, de la sfârșitul săptămânii trecute, odată ce frigul s-a întețit. Deci azi noapte a fost cea mai scăzută temperatură din acest an și din acest weekend toate echipele noastre au avut probleme cu îngheț. Am avut peste 40 de reclamații în cele 3 zile care au trecut și numai de azi dimineață avem 50 la dispeciatul central. Cei mai mulți s-au trezit fără apă în casă după ce sistemele au înghețat și au format dopuri, iar la stațiile de unde sunt captate apele pentru a ajunge în stațiile de tratare, apa a înghețat formând poduri. Probleme sunt la branșamentele individuale sau la gospodăriile persoanelor, mai puțin coloane comune de blocuri. Asta este una din probleme și o altă mare problemă datorită înghețului este la captările de apă, unde au înghețat o porghiză foarte groasă de gheață și ca să asigurăm necesarul de apă, colegii noștri merg cam la 3-4 ore să spargă podurile de gheață, să asigurăm necesarul la stații. Urmează alte 2 zile cu temperaturi extreme și echipajele de la APASERV spun că sunt gata să intervină. Totodată le recomandă celor ce au apometre să le învelească și să se asigure că țevile nu îngheață. Elevii școlii gimnaziale numărul 7 din Petroșani primesc materiale de igienă atât de necesare acum că a început din nou școala în clase. De altfel, proiectul câștigat de dascălii de aici vine și într-un moment în care numărul de cazuri de infectare a crescut alarmant. Am reușit să câștigăm proiectul finanțat
prin POIM. Este vorba despre educație în siguranță la școala gimnazială numărul 7 în contextul pandemiei. Prin acest proiect, în valoare de peste 968.000 de lei, vom achiziționa aparatură de filtrare a aerului, dezinfectanți, măști, săpun, toate cele necesare. Proiectul poartă numele Educație în siguranță la școala gimnazială numărul 7 din Petroșani în contextul pandemiei generate de virusul SARS-CoV-2 și va fi implementat până în decembrie 2022. Este și un proiect prin care se va face educație sanitară într-un cartier mărginaș al municipiului Petroșani. Prin acest proiect ne propunem și să educăm populația școlară și toți cei care intră în relație cu copiii de la noi din școală, pentru că este foarte necesar acest lucru. Astfel de materiale, precum și aparatura de filtrare a aerului din școală, sunt absolut necesare și elevii de aici sunt printre primii care beneficiază de ele. Mai multe primării din Valea Jiului au primit cereri de la firmele care vor să construiască la noi în Valea Jiului parcuri fotovoltaice. Pentru asta cer terenuri și au nevoie de sprijin pentru că această energie va fi produsă și aici. Pot să vă confirm că, așa cum am mai zis-o, după primul pas, ceea ce a însemnat acest Renew CAD, da, partea de reconversie profesională și o pregătire a viitorului forței de muncă, urmează alți pași, adică industria energetică care începe să pătrundă a regenerabilelor în Valea Jiului. Și pot să vă confirm că sunt discuții la mai multe primării din Valea Jiului pentru a dezvolta ferme fotovoltaice în această zonă. Ele sunt la stadiu de discuție, dar intențiile sunt ferme. O companie din Germania a devenit interesată de terenul pe care minerii de la Petrila depuneau sterilul din mină. Sunt 25 de hectare de teren pe care se va construi, discuțiile fiind acum purtate cu cei de la Societatea Națională de Închideri Mine din Valea Jiului. Societatea are deja aprobarea de la Consiliul de Administrație pentru această investiție, iar AGA a fost deja înființată. Nu mai este decât un singur pas, iar terenul va putea fi predat investitorilor. Iar la fel sunt posibile astfel de investiții în mai multe orașe. Vin bani europeni pentru cultură, mass media și pentru creație. De altfel, specialiștii numesc această axă de finanțare europeană chiar Europa Creativă. Programul va avea un buget record în acest an. Sunt numai puțin de 385 de milioane de euro, cu aproape 100 de milioane mai mare decât cel din 2021 și va avea trei componente, printre care va sprijini operatorii din sectoarele creative și culturale, ținând seama de dificultățile create de criza provocată de pandemia de COVID-19 și de concurența tot mai intensă de pe plan mondial. Componenta cultură a programului va include cereri de propuneri și inițiative noi pentru sectoarele muzicii, patrimoniul cultural, artelor, spectacolului și literaturii. În plus, programul va lansa o schemă de mobilitate, oferindu-le artiștilor, creatorilor sau profesioniștilor din domeniul cultură oportunități de a se deplasa în străinătate, în vederea dezvoltării profesionale sau pentru colaborări internaționale și pentru a se adresa unui public nou, a deveni coproducători, a crea în comun cu alții sau a-și prezenta operele. Componenta media se concentrează pe audiovizual, iar în 2022 se introduc mai multe noutăți. Va fi finanțat sprijinul acordat dezvoltării unor jocuri video și a unor experiențe inovatoare legate de realitatea virtuală. O acțiune nouă, Media 360 de grade, va viza principalele foruri din industrie implicând întreprinderile din lanțul valoric audiovizual. Componenta transsectorială va spori finanțarea acordată Laboratorului pentru Inovare Creativă pentru proiecte comune de inovare, care implică mai multe sectoare creative, contribuind totodată la noul Bauhaus european. Această componentă va extinde și sprijinul acordat mass media prin luarea de măsuri speciale care să protejeze libertatea presei.